Numai puțin de 4 zile consecutive în care biletul a fost câștigător, de ce nu și cea de-a cincea? Încercăm să nu ne complicăm foarte tare, nu e locul deloc pentru chestii trase de păr, forțate. Anderlecht cu Spartak Târnava, 2 cu handicap plus 2, adică să nu bată la mai mult de 2 goluri diferența Anderlecht 1-33. Vorskla Arsenal, oaspeții marchează sub 2,5 goluri, adică cel mult 2 goluri marcate de Arsenal. Și Milan Dudelange, 1 handicap minus 1,5, o cotă de 2,08 pe biletul nostru. Și tot de mâine, prieteni, mai avem câteva selecții, haideți să le vedem și pe acestea. În basket, colegii mei specialiști în basket ne-au făcut câteva propuneri. De asemenea, avem ceva din hockey. O să le vedem pe ecran chiar acum. Iată-le, din Euroliga de basket. Cote de pus pe bilet aici. E evident că asta e strategia. Hockey din hockeyul norvegian și tot hockey, dar din Rusia. Avem două variante. Astăzi am fost perfect inspirați în celelalte sporturi. Să sperăm că măcar pe aproape va fi cazul și zilei de mâine. Atât pentru această seară, prieteni. O noapte liniștită, baftă la pariuri. Acest program